Regele Mihai a oferit apropiaților casei regale un dejun. Este doar primul dintr-o serie de câteva zile în care regele se va întâlni la masa de prânz cu reprezentanții societății civile și personalități din lumea politică. Sunt evenimente organizate pentru aniversarea majestății sale. Vineri, regele Mihai va deschide porțile Palatului Elisabeta pentru cei care doresc să-l felicite. O zi mai târziu va pleca înapoi în Elveția să-i fie alături soției sale, regina Ana, care se reface încă după o accidentare.